directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Vadim Codreanu, a efectuat o vizită la incubatorul de afaceri din Leova. În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate programele de suport oferite de ODA amenite să sprijine antreprenorii locali în dezvoltarea afacerilor lor. Am descoperit afaceri care ori se lansează, ori care doresc să integreze în lanțul valoric, să se dezvolte astfel încât să nu furnizeze doar materie primă, și am descoperit întreprinderi care doresc să lărgească spectrul de afaceri, nu să rămână în domeniul în care sunt, dar vor să extindă pentru că au găsit o nișă suplimentară. La eveniment au participat rezidenții incubatorului de afaceri și antreprenorii din Leova, care au avut ocazia să afle mai multe despre oportunitățile de finanțare și suport disponibile. Atmosfera a fost una dinamică și colaborativă, participanții fiind încurajați să-și exprime opiniile și să adreseze întrebări. În ultimii 2 ani de zile s-a schimbat puțin viziunea față de aceste programe, deoarece și ele s-au schimbat, au suferit, așa spunem, o metamorfoză, le spun eu, în forma lor de a le accesa. Deci înainte era trebuia cu prezență fizică la Chișinău, să pleci, astăzi totul este digitalizat și online, deci și planul de afaceri se face direct online, este mai simplu și mai operativ. Noi anul ăsta doar numai un antreprenor din cadrul incubatorului a accesat un program ODA. Sperăm că în anii viitori ce vin, pe măsură ce vor fi deschis apelul la aceste proiecte, noi o să accesăm mai multe proiecte. Serghei Blașco este rezident al incubatorului de afaceri din Leova și a beneficiat de suport prin intermediul programului Start pentru tineri. Foarte benefic, adică numim granturile acestea și chiar programele, deoarece noi înainte de a câștiga acest program am participat la o sesiune de informare unde noi am fost de anume informați și ține de la ideea de afacere până la contabilitate, adică ce ține de cum să o dezvolți ideea, cum să-i faci chiar și organizare, management să-i faci, da? Adică toate este foarte benefic. Antreprenorii din cadrul incubatorului de afaceri din Leova susțin că vor aplica la programele implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, iar sprijinul și resursele oferite îi vor ajuta să își dezvolte afacerile și să contribuie la creșterea economică a comunității lor. Desigur, o să apelăm și idei sunt multe, sunt frumoase, se poate de realizat cu suportul și instrumentele care le oferă ODA. Este foarte important suport din partea Uniunii Europene, este binevenit pentru că ne oferă posibilitatea de a crește. Da, programele sunt foarte captivante, chiar aș vrea să mă interesez în legătură cu câteva din aceste programe, pentru că vreau să aplic la să iau niște utilaj și să văd în ce program mă încadrez eu. Eu cred că e o salvare foarte semnificativă și chiar mulțumim statului că ne susține în ideile noastre și în afacerea noastră. Și cred că pe viitor, nu cred, dar sigur că pe viitor noi vom face față și vom ajuta statul la rândul nostru. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului oferă o gamă variată de programe de sprijin pentru incubatoarele de afaceri menite să stimuleze creșterea și dezvoltarea antreprenoriatului local. Programele sunt susținute atât de bugetul de stat cât și de fonduri europene, oferind oportunități semnificative pentru întreprinderile aflate la început de drum.